Bună ziua, stimații telespectatori, bun găsit la o nouă emisiune sub genericul Cu ochii pe tine. Înainte de a anunța tema dezbaterii noastre, dar sunt convins că unul dintre colegii mei din regie și în mod deosebit directorul tehnic care se ocupă de bunul mers al transmisiei vă va prezenta pe micul ecran tema și bineînțeles pe invitatul meu. Până atunci vă rog să-mi permiteți să fac o comunicare deosebit de importantă. Iată, stimații mei, în organizarea renumitului Teatru Vâlcean Ariel, deci un teatru cu tradiție în piesele desfășurate pe scenele vâlcene în țară, dar și în străinătate, sâmbătă începând cu orele 19, în fața teatrului, rețineți, mica clădire din centrul parcului Zăvoi, se va desfășura o lansare de, va avea loc o lansare de carte extrem de importantă, având ca autor pe renumitul dramaturg, poet, prozator, eseist, cum vreți dumneavoastră să ziceți, și nu în ultimul rând comentator de radio și televiziune, Mircea Mea Ionescu, un prieten vechi al nostru, al Râmnicului. Stimații mei, lansarea de carte, cartea se va intitula Dallas 2020, în care este trecută și o piesă de teatru pe care în partea a doua a emisiunii valoroșii artiști ai teatrului Ariel din Râmnicu Vâlcea o pun în premieră pe scenă și se intitulează Valoroasa actriță fără teatru. Iată un titlu extraordinar de frumos, de adecvat situației respective. Noi vom fi acolo, stimații telespectatori, pentru că televiziunea Etalon, împreună cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, vor premia va fi ceva de succes, ceva deosebit, vor premia pe autorul acestei piese, pe dramaturgul Mircea Mea Ionescu, dar și pe ceilalți câțiva artiști care s-au remarcat de-a lungul anilor în domeniul teatrului vâlcean. Stimații mei, acest anunț am vrut noi să îl facem în premieră, iată, repet, sâmbătă, începând cu orele 19. De ce în Parcul Zăvoi? Pentru că, iată, în urmă cu 172 de ani s-a cântat pentru prima dată Deșteaptă-te române, un cântec extrem de frumos, având ca dirijor, având ca om de bază pe marele și inegalabilul Anton Pan. Despre toate acestea vă vom vorbi la timpul potrivit, pentru că noi vom fi însoțiți de un coleg cameraman la acest eveniment și vă vom ține la curent în emisiunile viitoare cu întreaga desfășurare a evenimentului. Dar părerea mea este că ar fi foarte bine ca dumneavoastră, iubitori de teatru, să fiți prezenți respectând toate regulile impuse de situația creată în țară și nu numai în țară, și în întreaga Europa și peste ocean, de această epidemie care, iată, a ajuns și la noi în țară, având numai victime. Stimații mei, acesta a fost evenimentul pe care noi am vrut să vi-l aducem la cunoștință și acum vă rog să-mi permiteți ca să prezint pe invitatul meu și tema dezbaterii noastre. Iată, tema, traficul rutier din Râmnicu Vâlcea. Ce poate fi mai atrăgător, mai interesant decât această temă, să port un dialog cu invitatul meu, nimeni altul decât inginerul Bogdan Țigaret Florin, consilier, candidat la funcția de consilier local din partea Partidului Național Liberal. Domnule inginer, bine ați venit! Bună seara, domnule Dinescu, bună seara, dragi râmniceni, și vreau să vă mulțumesc pentru această invitație. Mă bucur să fiu din nou în platourile Etalon TV, o televiziune alături de care am o istorie de peste 7-8 ani.
Așa cum ați spus și dumneavoastră în introducere, astăzi vom discuta puțin despre traficul municipiului Râmnicu-Vâlcea, care a fost aruncat în haos de către domnul primar fără viziune. Aveți dreptate, tocmai astăzi am fost validat pentru a participa la alegerile din 27 septembrie 2020 pentru funcția de consilier local al municipiului Râmnicu-Vâlcea. Mă bucură și mă onorează acest lucru. Însă acum, venind spre dumneavoastră, am trecut pe strada Luceafărului, zona Cina. Nu știu dacă ați observat, când veneați și dumneavoastră, că și dumneavoastră sunteți conducător auto, faptul că s-a renovat acolo, s-a asfaltat la Cina toată zona, au apărut niște scoaruri, niște borduri, ca să le spunem așa, unele dintre ele chiar fără niciun rost. Vreau să vă spun, dragi râmnicieni, că mi-au fost trimise inclusiv pe fotografii și filmulețe cu mămici care doreau să traverseze pe trecerea de pietoni semaforizată din zona Cina, strada Luceafărului, și nu puteau efectiv să treacă cu căruciorul peste acele borduri care au fost amplasate. Nu înțeleg de ce domnul primar fără viziune, Mircea Gutău, nu se gândește și la persoanele cu dizabilități în momentul când face o astfel de lucrare, cât și la mămicile care trebuie să traverseze strada împreună cu copiii care se află într-un cărucior. Nu înțeleg de ce acest dezinteres din partea domniei sale față de noi, față de râmniceni. Mi s-a adus din o întrebare care din regie, da. Semafoarele ce grăbesc bătrânii pentru că sunt foarte puține secunde. Un astfel de semafor este cel de pe strada General Maghieru, da, care până acum câteva luni avea undeva culoarea verde pentru pietoni la 14 secunde, după ce fusese 10 secunde și timp de un an de zile am pus presiune să se mărească timpul, s-a mărit la 14 și în ultimele luni în sfârșit a reușit să se mărească timpul la 19 secunde, un timp cât de cât rezonabil. Însă să revenim la zona Cina, întrucât au apărut, așa cum vă spuneam, niște borduri care nu au absolut niciun sens, întrucât bordurile vin către pe strada Luceafărului către Casa Tineretului atât de mult, încât persoanele care locuiesc în zona Cina și doresc ca să efectueze virajul la stânga către centru, nu mai pot efectua, întrucât acele borduri trebuie să fi sărite de către mașină. Ori lucrul acesta va duce la o aglomerare a sensului giratoriu de la Bulevardul Tineretului cu strada Luceafărului. Nu înțeleg de ce nimănui nu-i pasă, dacă dumneavoastră, domnule, aveți vreo sugestie, că, întrucât conducătorul auto fiind, v-ați întâlnit cu aceste probleme destul de des. Da. Stimații telespectatori, iată opinia unui tânăr inginer, vâlcean de-al nostru, care a observat niște lucrări care zicem noi că sunt la început. Eu nu cred, nu cred că primarul nostru, Mircea Gutău, va lăsa această lucrare neterminată cu bordurile de care a amintit invitatul meu, domnul inginer Bogdan. Da, într-adevăr, este penibil ca mămicile cu cărucioare sau bătrânii să escaladeze aceste borduri. Sper eu că se va remedia acest lucru. Domnule inginer,
Înainte de a ataca această problemă extrem de delicată pe care ați ridicat-o dumneavoastră, aș vrea să aruncăm un ar peste timp și să ne gândim la situația Râmnicului de altă dată, în care treceau numai trăsuri și câte o mașină acum și peste o oră, pentru că erau foarte puține mașini, străzile erau întortocheate, clădirile una în alta, nu dădea voie nici măcar să respire omul, nu mai vorbesc de coșurile de gunoi și puținele bănci care existau atât la kilometru zero în centrul orașului și în Parcul Zăvoi, unde aceste băncuțe erau într-un lemn învechit, putrezit, foarte puține la număr și nu arătau, mai bine zis, nu aveau o chemare pentru cei care de mână, atât tinerii cât și bătrânii care se plimbau pe aleile bătrânului parc, puteau să așeze și să se odihnească în voie, să respire un aer curat. Acum, haideți să fim sinceri și serioși, orașul a căpătat o altă valență, a căpătat alte valențe, alte nuanțe. Ați ridicat o problemă extrem de importantă, susținând că aveți grijă de bătrâni și de mămicile care își duc copiii în cărucior. Spuneți-ne, vă rog, care e părerea dumneavoastră despre arterele mari care străbat orașul de la sud spre nord, de la est spre vest, dar și legătura care este asigurată între cartierele Râmnicului de altă dată. Petrișor, Goranu, partea de nord înspre Bujoreni, înspre Vlădești și numai, fără să mai vorbim de bretelele de legătură care au făcut trainice aceste mijloace de transport între podurile, între pasarelele care traversează Oltul dinspre Pitești, dinspre Sibiu, care se intre în Râmnicul Vâlcea sau de la Râmnicul Vâlcea înspre Sibiu și înspre Pitești și mai departe spre București. Poate ne vorbiți și despre aceste lucruri extrem de interesante. În primul rând, și benefice pentru noi. Bineînțeles. În primul rând, vreau ca să vă mulțumesc că ați dedicat problema calității aerului din municipiul Râmnicu Vâlcea, care a fost la un moment dat una foarte bună, întrucât existau foarte multe spații verzi, însă numai departe de câteva luni de zile, domnul primar fără viziune, Mircea Gutău, a reușit să creeze și să asfalteze drumul spre Nicăieri, un drum în spatele a trei blocuri, care se termină fără a duce undeva, astfel acolo unde dânsul a reușit să asfalteze, se afla o grădină frumoasă a cetățenilor care locuiau în acele blocuri, iar acum, chiar sâmbătă, am fost informat de către președinții a două asociații din zona 1 mai, că domnul Mircea Gutău dorește ca să asfalteze iară un spațiu verde, creând astfel o ieșire din spatele unor blocuri aflate la calea lui Traian, în calea lui Traian. Astfel încât strada aceea să fie o stradă cu sens unic, creându-se astfel un flux continuu. Această amenajare, iertați-mă că vă întreb, această amenajare, această intervenție a edilului nostru poate era necesară, nu găsiți? Aveți perfectă dreptate, o analizați. Aveți perfectă dreptate, dar în momentul în care cele două asociații de proprietari au întocmit adrese către primăria municipiului cum că nu solicită acea arteră a fi construită. Ulterior s-a alăturat și cea de-a treia asociație de proprietari care se află în respectiva zonă, care a făcut adresă că nu solicită acea ieșire și nu este benefică nimănui acea ieșire. Acea distrugere a spațiului verde pentru a se turna asfalt.
Domnul Dinescu, domn profesor, sunt trei asociații de proprietari care au întocmit adrese cum că nu doresc să se creeze acea limbă de asfalt. Am înțeles, da. Pe lângă faptul că ieșirea aceea înțeapă calea lui Traian fix în momentul, fix în locul unde se îngustează benzile, din trei benzi se fac două, la ieșirea din sensul giratoriu de la Nuică, scala lui Traian cu strada Dacia, da? Către direcția nord-sud, da? Ori, în momentul acela, dacă din trei benzi se fac două și fix atunci trebuie cineva ca să iasă dinspre pe acea fâșie de ciment ce dorește sau de asfalt ce dorește a fi făcută, vă dați seama că nu va putea să iasă pe acolo. Ori dacă se consideră invers, că am luat în considerare, am zis întotdeauna inginer fiind, noi trebuie să găsim soluția tehnică și să căutăm varianta cea mai bună. Am luat soluția în felul următor. Dom'le, hai, plecând la premiza că această soluție este bună, presupunerea prin absurd, este bună, da? Și am încercat. Haideți să vedem dacă, așa cum a spus domnul primar, este bine, adică să se intre din strada 1 Mai și să se iasă în calea lui Traian. Am încercat să vedem dacă se poate ieși. Nu se poate ieși, întrucât fix acolo se îngustează cele trei benzi, care v-am spus, se fac din trei, două, și așa există tot timpul, există cel puțin un accident la două săptămâni în zona aceea, da? Deci o zonă cu o frecvență destul de ridicată, da? Am zis, nu are cum. Hai să încercăm invers, să se intre pe acolo. Ori dacă se va intra, fiind un unghi de 90 de grade, automat mașina, ca să efectuezi virajul la dreapta într-un unghi de 90 de grade, va trebui să circule cu o viteză de 10 km la oră. Ori ca să mergi cu 10 km la oră într-o zonă unde se îngustează circulația intensă, se va ștrangula fix în momentul acela unde mașina trebuie să facă un unghi de 90 de grade, se va ștrangula și mai mult circulația, iar fluxul de mașini va rămâne constant, dar fiind ștrangulat, se vor face cozi, se va bloca intersecția. Ori, dacă nici cu ieșire, nici cu intrare prin acea zonă nu rezultă absolut nicio îmbunătățire a traficului, atunci nu mi se pare normal să se cheltuiască niște bani, mai ales că acum nici proprietarii care locuiesc, deci cetățenii care locuiesc efectiv acolo, nu își doresc acest lucru. Ori dacă nimeni nu-și dorește, care locuiește acolo pentru că acea zonă, da, trebuie să fie mulțumit persoanele care locuiesc în respectiva zonă. Ori dacă distrus spațiu verde, nu dorește absolut nimeni acel lucru. Nu este nici benefic. Nu înțeleg de ce domnul primar, fără viziune, tot încearcă să ducă la această lucrare la bun sfârșit, să o deruleze. Nu înțeleg de ce. Care este scopul? De ce să distrugi spațiu verde pentru a construi ceva care oricum nu va funcționa și nu este folositor? Doar de dragul de a distruge? Doar de dragul de a fi împotriva celor care locuiesc efectiv acolo? Dacă oamenii nu își doresc acel lucru, ci își doresc să aibă în continuare verdeața de care s-au bucurat, verdeața care, așa cum spunea și dumneavoastră acum câteva minute, ea dă calitatea vieții. Aerul nostru este important și bun doar datorită acestor spații verzi. Ori dacă noi ne apucăm să tăiem copaci, ne apucăm să asfaltăm drumuri spre nicăieri, să asfaltăm verdeață pentru a crea spațiu pentru mașini, lucruri care nu sunt logice, că dacă ar avea o logică și dacă ar funcționa, mai să zicem, dar dacă nu are nici logică, nici nu funcționează și nici nu și le doresc oamenii care locuiesc acolo, chiar nu, pe mine mă depășește. Chiar nu înțeleg care este rostul acestor lucrări. Ori fi alte dedesubturi, care o fi acele dedesubturi? Chiar nu înțelegem ce se întâmplă. Mie nu-mi place ca să vin să fiu doar acuzator, să spun, domnule, nu e bine. Nu. Am încercat să găsesc varianta cea mai bună. Și oamenilor, inclusiv sâmbătă când m-am întâlnit cu oamenii din zonă, le-am spus, domnule, haideți să vedem. Eu zic că este o idee bună. Haideți să plecăm de la premisa că este o idee bună. Haideți acolo. Am mers și am văzut. Domnule, uite, ieșim cu mașina, nu putem să dăm prioritate, nu putem să ieșim aici. Pentru că aici se îngustează drumul, aici vin mașini cu viteză, aici se întâmplă accidente des. Ori,
Atunci ne-a spus, bun, nu putem să ieșim, haideți să vedem dacă putem intra. Dacă intrăm, se va face coloană în spate. Am înțeles. Domnule inginer, am înțeles foarte bine punctele dumneavoastră de vedere, având în vedere fluidizarea circulației în Râmnicu-Vâlcea în punctele cheie. Dar vă pun o întrebare. V-ați gândit dacă spațiul este suficient de mare și onorabil pentru fluidizarea circulației? Poate din acest punct de vedere primarul nostru s-a gândit să dea curs acestei solicitări a conducătorului auto să aibă o fluidizare mai rapidă. Nu este nicio solicitare făcută. Două secunde, dacă îmi permiteți. Gândindu-ne că nu este spațiu suficient. Pentru ce? Să facă ce? Spațiu pentru a face ce, domnule? Zic pentru fluidizarea circulației. Păi, când spuneți că se fluidizează ceva, înseamnă că există actualmente o soluție care nu funcționează, da? Care ștrangulează sau care duce la o aglomerație. Și susține, da? Cineva care conduce și de susține cineva de care de zeci, da, zeci, da, de ani, da? Da? Și atunci se dorește o fluidizare, adică găsirea unei alte soluții decât cele existente, da? Dar dacă în momentul de față acolo este o zonă spațiu verde, este un spațiu verde care oferă o calitate a vieții net superioară decât dacă s-ar distruge acest spațiu verde. Dacă prin această construcție nu se fluidizează cu absolut nimic traficul, pentru că acolo strada respectivă este tranzitată de maxim 15-20 de mașini pe zi. Ori, dacă 15-20 de mașini pe zi care folosesc spațiul acela doar pentru a intra și a ieși din spatele unor blocuri care folosesc ca o parcare. Ori, dacă lucrul acesta nu este atât de intens circulat, cine poate să îl solicite? Dacă 50 de ani, de când, deci blocurile care sunt acolo sunt construite de 50 de ani. Din 70, da? Dacă de 50 de ani oamenii aceia au circulat acolo cum circulă și în ziua de astăzi și a venit cineva și le-a propus o soluție, este normal să ți se propună o soluție. Dar dacă o asociație nu vrea, cea de lângă nu vrea, nici cea de-a treia nu solicită, ba mai mult, pe lângă faptul că n-au solicitat ca să se facă acea ieșire, au solicitat să nu se facă acea ieșire, să nu se distrugă spațiul verde, atunci mi se pare strigător la cer ca un edil, ca un primar, să facă împotriva voinței oamenilor care locuiesc acolo. Ori, cel mai important lucru pentru un primar este să satisfacă nevoile celor care locuiesc în municipiul domniei sale. Dar dacă într-un cartier nu se impune un anumit lucru, deci nu se impune. Eu vreau să le fac, da? Pentru că sunt primar, mă duc acolo. Iar oamenii îmi spun, domne, nu vrem. Iar eu vreau în continuare. Dânsii, toată lumea vine și îmi face adresă. Nu vrem. Semnează președinții de asociație. Președinții de asociație care au fost aleși de către membrii asociației de proprietari să-i reprezinte. Da? Ori dacă toate asociațiile de proprietari dintr-o comunitate spun nu ne dorim acel lucru, cu alte cuvinte, nu cheltuiți banii noștri din taxe și impozite pentru a ne crea un disconfort în loc de a ne crea un confort. De ce acest primar fără viziune încearcă în continuare să se opună voinței oamenilor care locuiesc în acea comunitate? Pe mine asta mă frapează cel mai mult și nu pot ca să înțeleg. Domnule Ger, am înțeles punctul dumneavoastră de vedere și cred că și telespectatorii noștri au înțeles ceea ce doriți. V-aș ruga să spuneți ce părere aveți acum de sistematizarea zonei din Dovali, din punctul Dovali, unde mai de mult era o aglomerare de nedescris, dar și de lărgirea străzii Mihai Viteazu, având în spate primele blocuri construite pe câmpul de instrucție al armatei, al regimentului din Vâlcea. A dat o altă față, s-a dat o altă față extrem de frumoasă și benefică pentru locuitorii din aceste blocuri, care au fost primele blocuri construite în Râmnicu-Vâlcea. Cred că le știți.
Nu pot decât să vă mulțumesc zâmbiți, că mi-ați... Zâmbiți pentru că ați fost pe inima mea. Nu știți dumneavoastră ce urmează ca să vă răspund la referitor la strada Mihai Viteazu. Partea dinspre Matei Basara, partea nordică. Haideți ca să vorbim despre strada Mihai Viteazu, care strada Mihai Viteazu ar trebui să fie cu dublu sens pe toată lungimea ei, nu doar pe porțiunea între Nebălcescu și Matei Basarab. Să nu uităm, domnul inginer, că leagă două bulevarde deosebit de importante. Bineînțeles. Tudor Vladimirescu, artera principală, tradițională, exact. Și Nicolae Bălcescu. Ori, mi s-ar părea normal că, așa cum spune și dumneavoastră, după ce s-a lărgit, mi-ați dedicat mingea la fileu, acolo ar trebui să fie stradă cu sens dublu, nu cu sens unic, întrucât oamenii să poată efectua virajul la dreapta care doresc ca să meargă cei înspre care nord. Vin de la Pitești, exact, de la București. Bineînțeles, da. Dacă vor ca să meargă în cartierul nord, să poată să efectueze virajul la dreapta și să fie dublu sens, întrucât dumneavoastră, care sunteți un conducător auto cu o vechime egală, cred că, cu vârsta mea. Da. Ori, sau mai mult. Sau chiar mai mult. Și vă doresc mult înainte. Dar dumneavoastră știți că pe strada Mihai Viteazu a fost stradă cu dublu sens până la strada polivalentă dintotdeauna. Este și inclusiv acum, la ora la care vorbim, este semafor acea intersecție Nebălcescu cu Mihai Viteazu. Da. Și în momentul în care urci pe Mihai Viteazu dinspre Tudor Vladimirescu. Poate s-a avut în vedere că acest centru... Și nu sunt singurul care dorește lucrul acesta, ca să se facă dublu sens pe strada Mihai Viteazu. Acest sens este foarte aglomerat, foarte solicitat, pentru că este sala sporturilor. Exact. Iar când sunt competiții, atunci este nenorocire. Foarte mulți conducători auto, amatori de sport, vin să-și parcheze mașinile în stânga, în dreapta, înainte, înapoi, și atunci va fi o aglomerație extraordinar de mare. Îmi dați de toate că acolo s-ar impune în continuare să se creeze, cum a fost odată, sens dublu, să fie și într-un sens și într-altul, de a putea veni dinspre Pitești către sala sporturilor. Da. Acum, stimați telespectatori, poate se va găsi un moment când împreună cu o comisie de specialiști, așa cum să facă parte și domnul inginer, și în frunte cu primarul și cu organele abilitate, cu putere de decizie în acest municipiu, dar și în județ, pe linia traseelor, pe linia circulației, să găsească soluții cele mai bune, cele mai plauzibile, benefice, așa cum spune domnul inginer, benefice pentru locuitorii orașului. Domnul inginer, vreau ca să vă spun că mi-ați luat vorba înainte. Poftiți. Și, dragi telespectatori, să știți că nu suntem vorbiți. Chiar cu domnul Nae m-am întâlnit doar cu 5 minute înainte de a intra în emisie. Vreau să vă spun, râmnicenii știu, domnul Nae. Acum 4 ani de zile eu am făcut o adresă către primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea în care am solicitat înființarea unei comisii consultative de sistematizare și fluidizare a traficului. Deci am venit la ideea dumneavoastră, deși ați venit cu câteva minute înainte de a intra în direct. Bineînțeles. Ori am făcut această adresă și am înaintat-o primăriei. Răspunsul pe care l-am primit este unul, îmi pare rău că nu știam, dacă știam că îmi puneți această întrebare, veneam și cu răspunsul scris și semnat de către domnul primar fără viziune. Scria foarte clar, nu suntem de acord cu înființarea unei astfel de comisii consultative, atenție, membrii să nu fie remunerați, doar consultative care se întâlnea o dată pe lună și propunea în ședința de Consiliu Local anumite soluții de trafic. Deci totul gratuit, doar să se întâlnească. Răspunsul vine în felul următor. Domnule Țigaret, nu suntem de acord cu înființarea acestei comisii, întrucât această comisie, înființarea și derularea acestor ședințe ale acestei comisii va duce la luarea deciziilor într-un timp mult mai lung decât în mod normal. Și ce s-a întâmplat în 2017, domnul Nae? Vă aduceți aminte? În 2017, în luna mai, domnul primar Mircea Gutău a avut prima revelație, să distrugă sensul giratoriu de la Nuică, de la strada Calea lui Traian cu strada Dacia.
Unde duce spre autogar. Care este cel mai important nod rutier care leagă centrul orașului de cel mai mare cartier al orașului. Ostroveniu. Ostroveniu. Ce s-a întâmplat atunci? S-a creat haos, dragi drămiceni. Sper că nu ați uitat haosul în care ne-a băgat domnul primar Mircea Gutău acum 3 ani de zile când a distrus sensul giratoriu de la intersecția străzilor care a lui Traian cu strada Dacia. Înainte să-l distrugă, m-am rugat de dânsul, am făcut presiune cât am putut ca să nu-l distrugă. L-a distrus, a spus că a fost studiu de trafic făcut. Ei bine, s-a distrus sensul giratoriu. M-am dus și 2 luni de zile am stat cu adrese. Vă rog frumos, haideți să faceți sensul giratoriu înapoi. Trebuie să faceți sensul giratoriu înapoi. Am fost inclusiv la televiziune, la o televiziune din Râmnicu Vâlcea, a fost în direct și a intrat un ofițer din cadrul serviciului rutier atunci și a spus, nu-i dau numele pentru că nu vreau ca să se supere încă o dată, a spus că traficul în Râmnicu Vâlcea se circulă bine, în condițiile în care se circula, era coada de la intersecția calea lui Traian cu Dacia până la strada Nicolae Bălcescu, până la liceul la Hovari, atât de mare era. Se era un haos. Toți drămicenii cred că își aduc aminte de haosul pe care l-a creat domnul primar Mircea Gutău prin distrugerea sensului giratoriu. Domnul inginer, asta a fost și datorită faptului că s-a făcut la kilometru zero, s-a făcut... Nu, atunci se reduse în funcțiune. Deci se reduse în funcțiune centru, se putea circula pe centru fără nicio problemă. Dar, după multiple rugăminți, după ce am fost și am prezentat o soluție tehnică din Olanda, importată, ca să aducă la fluidizarea traficului, le-am prezentat-o cu titlu gratuit, dânsii le-am prezentat schița, au creat actualul sens giratoriu. Dar după multe, multe, multe rugăminți, multă presiune ca să se reconstruiască actualul sens giratoriu. De asta le-am spus să înființăm această comisie de sistematizare și fluidizare a traficului, ai căror membrii să nu fie remunerați, iar această comisie să fie consultativă. Pentru că dacă noi ne-am fi întâlnit în fiecare lună, am fi putut observa mult mai ușor astfel de probleme și ar duce și nu am fi ajuns la haosul care a fost. Că vorbeați despre dovalii. Nu știu dacă știți, dar săptămâna trecută primăria municipiului Râmnicu Vâlcea anunța cu surle și trâmbițe că pe strada Nicolae Titulescu, zona dovalii, se va crea sensul drept, sensul pe direcția de mers sud-nord, se va exista sens unic pe această direcție, strada Topolog va fi cu sens unic pe direcția nord-sud, strada Banu Mărăcine va fi cu sens unic pe sensul de mers sud-nord, iar strada Ferdinand, strada cu spălătorile, va fi cu sens unic pe sensul nord-sud. Ori, eu, săptămâna trecută, am aflat de această soluție extraordinar, de această viziune a domnului Mircea Gutău, da? Am fost acolo și am vorbit cu oamenii din zonă, știind că acolo se află Hervil, știind că acolo se află o benzinărie, știind că acolo se află o autogară. Am fost, fiind inginer de transporturi și trafic, cu master în trafic rutier și evaluarea accidentelor de circulație, vă dați seama, am fost la fața locului și am observat că acolo se distrugea traficul extraordinar de mult, întrucât autobuzele nu puteau să efectueze virajele la dreapta. Intrau foarte greu în autogară. Strada Banu Mărăcine, care trebuia să fie tranzitată de absolut tot traficul greu, era mutat pe strada Banu Mărăcine. O zonă liniștită, o zonă cu copaci, o zonă unde de multe ori copiii se mai joacă pe stradă, pentru că sunt și copii mici în zonă. Iarăși, nimeni nu-și dorea acel lucru. Dar am făcut presiune și cu ajutorul unei alte televiziuni care este la nivel național, am reușit ca să menținem strada Ferdinand cu dublu sens și strada Banu Mărăcine tot cu dublu sens. Domnul inginer, de acord cu dumneavoastră, dar v-ați gândit dacă nu părăsim partea de nord,
că în zonă funcționează câteva unități școlare extrem de importante. Liceul pedagogic, liceul de artă, școala numărul Igheduca și celelalte structuri organizatorice care trebuie să, datorită traficului, trebuie să ferim acești elevi, acești copii, pentru că sunt copii și de grădiniță, de vârstă mică, și de ciclu gimnazial și de ciclu liceal. Acum telespectatorii vor crede iară că suntem vorbiți, întrucât dumneavoastră știți foarte bine că eu iubesc foarte mult copiii. Da, știu. Lucrul acesta l-am dovedit în ultimii 10 ani prin concursurile de educație rutieră și prin orele de educație rutieră pe care le-am derulat în cadrul unităților din învățământ, de învățământ din tot județul Vâlcea. Să știți că am putea reduce foarte mult numărul accidentelor de circulație dacă s-ar introduce în programa școlară ore de educație rutieră. Cum era pe timp. Cum erau pe timp, da, bineînțeles. Da, da. Întrucât educația rutieră înseamnă viață. Ori, pentru a avea un adult responsabil, trebuie să începem din copilărie. Tatăl meu are o vorbă. Cum ești în trafic, așa ești și în viața de zi cu zi. Dacă noi începem din clasele primare cu ore de educație rutieră, ore în care copiii trebuie să învețe cum trebuie să traverseze strada, pe unde avem voie să traversăm strada, pe unde nu avem voie să traversăm strada, ce trebuie să facem, ce nu trebuie să facem în mijloacele de transport în comun, cum ne urcăm, cum ne dăm jos din mijloacele de transport în comun, unde trebuie să stăm ca și pasageri, până la ce vârstă, cum mergem pe bicicletă, pe unde avem voie să mergem cu bicicleta, pe unde nu avem voie să mergem cu bicicleta. Ei bine, sunt lucruri care trebuie învățate la școală. Ori dacă noi am începe să facem lucrul acesta, dacă am reintroduce, dacă vă bine aduceți aminte, dumneavoastră fiind dascăl... Eu am predat chiar elemente de dacă circulație. Dacă s-ar reintroduce patrulele școlare, vă dați seama ce tineri am avea? Da, v-ați gândit foarte bine, așa este. Stimații telespectatori, iată puncte deosebit de importante pe care le-a ridicat în dialogul pe care l-am purtat și îl port în continuare cu domnul inginer și îl felicit pentru aceste momente deosebit de importante. Este implicat cu sufletul și cu inima la acest aspect, la această problemă. Domnul inginer, haideți să părăsim puțin zona centrală a Râmnicului și să ne îndreptăm spre partea de est a Râmnicului, partea care vine în paralel de la Bujureni și până dincolo la bretelele orașului și mai departe înspre Ostroveni. Cum am putea să fluidizăm acest lucru? Primim la redacție o serie întreagă de propuneri, atât la ziarul meu, ziarul de Vâlcea, cât și la televiziunea Etalon. Să scoatem linia ferată din Râmnicul Vâlcea, să o punem undeva lateral. Am făcut acea gară care arată ca o ploșniță. Unde este gara de altă dată? Erați copil, erați tânăr, dar o știți. Gara de altă dată. M-am dus, stimați telespectatori, să fac un reportaj filmat, să iau interviuri la cei doi șefi de gară. Sunt doi șefi de gară. Unul care răspunde de partea comercială și altul de partea administrativă. Foști elevi de-ai mei au rămas blocați și m-au rugat, domnule profesor, domnule director, nu vorbim despre așa ceva, pentru că nu avem voie. Și le-am spus, i-am întrebat, bă, vă plac asemenea construcții, asemenea anexe, vă place cum a ajuns gara la ora actuală, când toată lumea din oraș o fac o adevărată ploșniță? Nu uitați, stimații mei, că din această gară și în această gară au sosit oameni, sau au plecat oameni în cele două mari conflagrații mondiale, prima conflagrație și a doua mare conflagrație. Nu uitați că aici au coborât mari personalități, de la Brătieni și Duca până în momentul de față. Cu ce-i primim? Cum sunt vâlcenii cu inima și cu sufletul când văd că pe peronul gării și intră în gară o serie întreagă de oameni de mare valoare și văd asemenea construcție? Cum am putea să facem, ca să nu mai vin cu o întrebare suplimentară, să scoatem linia ferată din care traversează orașul de la nord la sud, de la sud la nord, să vedem cum am putea să îmbunătățim traficul, domnul inginer?
Ceea ce spuneți dumneavoastră este un lucru extraordinar de adevărat și care este deopotrivă dureros. Întrucât orașul nostru este împărțit în două de această cale ferată. Ori, dacă se continua construcția căii ferate Vâlcea-Vâlcele și se dădea în funcțiune, da, atunci putea fi scoasă această gară din mijlocul orașului. Așteptată de toți vâlcenii. Însă, din păcate, lucrul acesta nu s-a realizat. Au trecut 30 și ceva de ani de atunci. Dumneavoastră știți foarte bine, dacă într-o casă, dacă nu intri 30 de ani, se alege praful de... Terasamentul s-a ales praful, traversele au dispărut. Bă, și deci, căi șine de... Deci oricât de mult ne-am dori, da, toți râmnicenii să scoatem calea ferată din Râmnicu Vâlcea, din păcate, este foarte greu. Pentru că trebuie legată... Calea ferată ca să o muți este mult mai complicat decât a face o stradă sau o arteră rutieră. Categoric. Întrucât, da, nu știu dacă știți, în Turcia transportul se face pe rutier. În Turcia. Turcii nu au trenuri. Ori, vă dați seama, dacă ei, care sunt o forță, da, și ca au a cincea, și ca tineri, au a cincea, ca să a cincea armată în lume, folosesc traficul rutier pentru a mișca mărfurile, vă dați seama cât de greu ne-ar fi nouă să mutăm acum calea ferată acolo, unde spuneți noastră. Da, este foarte greu, da. Gândiți-vă cât de greu este ca să se facă autostrada între Pitești și Sibiu, care Partidul Național Liberal a reușit acest lucru, să demareze lucrările. PSD-ul nu a reușit să facă treaba aceasta. Nu a reușit nici măcar să asfalteze un pic. Anul trecut nu au fost asfaltați decât 40 de kilometri de autostradă. Ori acum se lucrează la această autostradă. Cea mai importantă. Pentru că în momentul în care se va finaliza autostrada de către Guvernarea Liberală între Sibiu și Pitești, atunci portul Constanța de la Marea Neagră va avea legătură directă cu vestul. Atunci noi vom deveni noua Olandă. Pentru că drumul mărfurilor va fi mult scurtat către vest prin portul Constanța. Ceea ce spuneți dumneavoastră acum și pe post aici în fața telespectatorilor, în fața tuturor vâlcenilor, mi-am adus aminte de cuvintele lui Ceaușescu când a spus: cu timpul Bucureștiul va fi port la Dunăre. Vă reamintiți? Erați mai tinere la atunci. Mai avea 5 km și îl făcea. Da. Ce părere aveți de legătura dintre Râmnicu Vâlcea și stațiunea Oraș Olănești? Vreau să vă spun că duminica trecută, am fost împreună cu familia la Olănești. Olănești, da. Și se circulă foarte bine. Drumul a fost refăcut, este de o calitate foarte bună și m-am bucurat să ajung. Însă, stațiunea Olănești, cu amărăciune în suflet o spun, că arată foarte rău din cauza faptului că parcul este distrus complet. Sunt conștient că pentru a trece drumul către mai bine, trece prin mai rău. Da, da. Dar vă spun sincer că arată foarte urât acel parc unde s-au scos toate pavelele, s-au scos toate dalele, băncile, s-au scos toate absolut, dalele, da. S-a scos tot și chiar dacă urmează să fie făcut, mi s-ar fi părut logic și firesc ca această lucrare să înceapă anul trecut prin septembrie, când se termina sezonul, iar la începutul lui aprilie, hai să zicem la începutul lui mai, lucrările să fie gata, ca în momentul în care vin turiștii să găsească totul stațiunea terminat, stațiunea frumoasă. Bună, da, da. Ca un pahar. Cu durere în suflet o spun că mi-ar plăcea ca acolo, ca stațiunea Băile Olănești să fie condusă de un liberal. Da, ăsta e punctul dumneavoastră de vedere. Este punctul meu de vedere. Am înțeles.
Pentru că timpul ne presează, stimații telespectatori, l-aș ruga respectos pe invitatul meu, pe domnul inginer Florin, să transmită un mesaj pentru telespectatori, pentru vâlceni, privind intensificarea circulației, modernizarea căilor de acces și câteva proiecte pe care domnia sa sunt convins că dacă va ajunge și dorim mult succes în funcția de consilier la consilier local din partea Partidului Național Liberal, va pune pe tapet și va susține și aceste probleme extrem de importante, benefice pentru toți râmnicenii, pentru toți care tranzitează Râmnicul, pentru toți care vin să odihnească la Râmnicul Vâlcea, pentru că de ce nu, stimați telespectatori, Râmnicul acum la 632 de ani de atestare documentară, iată cum zicea Mircea cel Bătrân, orașul domniei mele, și la 172 de ani de când s-a cântat prima dată în... Unde credeți că s-a cântat, stimații telespectatori? De unde a plecat Alaiu? Alaiu a plecat de la biserica din centrul orașului, toți sfinții cu făclii aprinse, târgoveții, au plecat în câmpia Zăvoiului, așa se numea atunci, nu Parcul Zăvoi. Iar acolo s-a cântat pentru prima dată Deșteaptă-te Române, sub conducerea marelui cântăreț în strană și profesor de muzichie la seminarul Sfântul Nicolae din Râmnicul Vâlcea, Anton Pan. Vă ascultăm, stimate domnule inginer. Ce pot ca să vă spun, dragi râmnicieni, este că îmi doresc foarte mult să rezolv problemele traficului. Așa cum am spus în această emisiune, actualul primar are anumite viziuni pe care le pune în aplicare, care se dovedesc a nu fi de cele mai bune. Datorită presiunilor pe care le-am făcut, am reușit ca o parte dintre acele lucruri pe care dânsul dorea ca să le pună în aplicare, să nu le pună în aplicare. Mă bucur să vă spun că la inițiativa mea și la insistențele și stăruințele mele, am reușit să punem în funcțiune semafoare care erau dezafectate, nu funcționau. Și eu zic să mai lăsăm și pentru o potențială emisiune următoare, domnul profesor. Înțeles, da. Vă mulțumesc foarte mult. Iată, stimații mei, ați avut minunatul prilej, minunată ocazie să-l revedeți și cei care nu l-au văzut niciodată să-l cunoașteți, să-i cunoașteți opiniile, părerile despre traficul în Râmnicul Vâlcea a unui specialist, tânărul inginer Bogdan Țigaret Florin. Îi dorim tot sufletul, tot binele din lume, să-și atingă scopul, să fie omul potrivit la locul potrivit. Îl mai invităm și la altă emisiune, pentru că merită cu prisosință un asemenea om să vă transmită niște lucruri extrem de interesante. Stimații mei, revin la cu ce am început această emisiune, cu invitația de sâmbătă seara, începând cu orele 19, la Teatru de Vară din Parcul Zăvoi, unde va fi o piesă de teatru extrem de interesantă, o piesă extraordinară cu un titlu fantastic și îmi face o deosebită plăcere să prezint acest titlu, Valoroasa actriță fără teatru, sub semnătura marelui dramaturg care va fi prezent aici, un om care vine de câte ori l-am invitat la Râmnicul Vâlcea, vine cu foarte multă plăcere, mai ales că domnia sa are o experiență vastă în domeniul dramaturgiei, a stat foarte mulți ani în Italia, foarte mulți ani în America, dar iată a venit acasă la Râmnicul Vâlcea și dorește să ofere publicului iubitor de teatru din Vâlcea, să ofere lucruri extrem de interesante. Vom fi acolo prezenți, stimații telespectatori, pentru că Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România îl va premia împreună cu Academia Olimpică, pentru că domnia sa, rețineți,
a fost un susținător extraordinar al sportului românesc și poate să vă dea, stimații mei, la interviurile pe care noi o să îi le solicităm, multe lucruri extrem de interesante. Mulțumesc foarte mult, domnule Bogdan, domnule inginer. Și eu vă mulțumesc din suflet. Vă mai așteptăm și altă dată. Rămâneți în continuare pe postul nostru de televiziune. Să aveți o seară excelentă. La revedere, stimații mei.